Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune de la această oră Bogdan Pasăre, care vă invită la prima confruntare din optimile Cupei României. Filiaș, echipă de Liga a III, întâlnește Hermannstadt, una dintre formațiile de top din Liga a II și fostă participantă în Liga I. Din 10 echipe în seria a 6-a din Liga a III. Și este 1-0 pentru Hermannstadt, deschidere rapidă de scor, încă din minutul 3, iată-i pe cei de la Hermannstadt reușind să deblocheze tabela prin Sântean. Da, spuneam încă de la începutul acestei transmisiuni că avem o favorită certă, o mare favorită pe Hermannstadt, dar trebuie să păstrăm anumite rezerve, având în vedere că Filiașul a eliminat-o pe UTA, echipă de primă ligă, în 16.000 cupei. 1-0 așadar, iată-l și pe Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, și revedem faza care a dus la deschiderea scorului cu centrarea lui Buzan și finalizarea lui Sântean. Vorbim aici însă și de o eroare pentru Craiova. Rogoveanu, gol! 1-1! Daniel Rogoveanu restabilește egalitatea și este o egalare meritată pentru echipa lui Mario Găman. Filiașul a avut trei ocazii uriașe de egalare după ce s-a văzut condusă încă din minutul 3. Ei bine, iată, pe finalul primei reprize, Filiașul reușește în cele din urmă să egaleze după această lovitură liberă bătută impecabil de Daniel Rogoveanu, fotbalistul cu un meci în Liga 1 în tricoul Concordiei Chiajna. Superbă realizarea lui Daniel Rogoveanu. Revedem de undeva de la 18 metri. Rogoveanu trimite perfect, fără speranțe pentru portarul Muțiu. Echipa mai ofensivă este răsplătită în cele din urmă. Filiașul nu a cedat niciun moment. Petrișor Petrescu, tot el acum la minge. Minge pentru Călin Popescu. Călin Popescu și gol! 2-1 Hermannstadt. Călin Popescu reușește să marcheze. Spuneam și mai devreme că intrarea lui Călin Popescu a revitalizat ofensiva lui Hermannstadt. Gol important ar putea fi golul calificării, golul lui Călin Popescu. Revedem pasă excelentă a lui Petrișor Petrescu. Doi oameni veniți de pe bancă reușesc să creeze golul de 2-1 și apoi plasează excelent Călin Popescu fără să se uite la poartă. Calu, centrarea în fața porții lui Muțiu și gol! 2-2, minutul 118! Lovitură de teatru la Filiaș, incredibil, marchează Crețu, abia intrat pe teren, Crețu marchează pentru 2-2, uluitoare această echipă a Filiașului. Cine s-ar fi așteptat la o nouă revenire a echipei lui Mario Găman? Filiașul părea că nu mai poate, părea la capătul puterilor, dar iată că de nicăieri vine această execuție a lui Crețu pentru 2-2 și cred că vom avea lovituri de departajare. Centrare foarte bună pe bara a doua și execuția spectaculoasă a lui Crețu. Un super gol marcat de Crețu. Primii care încep seria penaltiurilor sunt cei de la Hermannstadt. Florin Șerban. Vă reamintesc că Șerban a fost eroul Filiașului la meciul cu Verița Colonești, tot din cupă, când a apărat două penaltiuri. Sântean se apropie de minge și apără Șerban! Apără Șerban! Filiașul începe extraordinar această serie a penaltiurilor.
Și a spălat toate păcatele Florin Șerban, având în vedere că el a greșit flagrant la faza care a dus la deschiderea scorului, la golul lui Sântean, o ieșire total neinspirată a portarului de la Filia. Și este rândul lui Fotescu să execute. Primul executant al filiașului, veteranul Fotescu, față în față cu portarul Muțiu. Fotescu, 3 goluri marcate în acest sezon al Cupei România. A marcat împotriva celor de la Cârcea, a marcat și cu Vedița Colonești, dar și cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Fotescu și gol! Execuție imparabilă! Filiașul este în față pe tabelă. 3-2 rezultatul general, 1-0 la penaltiuri pentru echipa lui Mario Găman. Urmează cu numărul 13 Bucuroiu. Să vedem dacă 13 îi poartă noroc lui Bucuroiu. Șutul acestuia fără probleme. Șerban plonjează în dreapta sa. Execuția lui Bucuroiu se duce în stânga și este egalitate pe tabelă. Dar Filiașul este în avantaj, având în vedere că Sântean, cel care a executat primul, a ratat. Cu numărul 7, Vâlcică, eroul de la meciul cu UTA. Vâlcică și apără Muțiu! Apără Muțiu execuția lui Vâlcică! Rămâne 3-3. Vâlcică, omul care a adus calificarea celor de la Filiaș în optim, marcând unicul gol al meciului cu UTA. Ratează, sau dacă vreți, apără portarul Muțiu. Antoche pentru Hermannstadt. Antoche și apără Șerban! Extraordinarul Florin Șerban cu a doua paradă la loviturile de departajare. Antoche bate slab. Este rândul lui Armășelu. Al treilea executant pentru Filiaș, Armășelu, față în față cu portarul Muțiu. Armășelu se apropie de Mice și apără Muțiu! A încercat acolo o execuție spectaculoasă, pretențioasă, Armășelu, dar Muțiu îi ghicește intenția. 4 penaltiuri ratate din 6 executate. Continuă nebunia de la Filiaș. Vine Pantea să execute. Câștigător al Cupei României anul trecut cu FCSB, tânărul Pantea. O poate duce pe Hermannstadt în avantaj. Pantea față în față cu Șerban. Pantea ușor ezitant, dar marchează! Și Hermannstadt conduce cu 4-3. Al patrulea executant al lui Hermannstadt, Pantea reușește să marcheze. Vine capitanul celor de la Filiaș, Calu. N-are voie să rateze. N-are voie să rateze. Hai Căluțu! S-a auzit încurajarea announcerului, capitanul Cosmin Calu. Are o presiune fantastică pe umerii săi. Calu și gol! 4-4! Thrillerul de la Filiaș continuă. Primul meci al optimilor Cupei României a produs un spectacol extraordinar.
Petrișor Petrescu a venit de pe bancă și a livrat o pasă de gol la reușita lui Călin Popescu, reușita de 2-1. Să-l vedem și la penaltiuri cum se prezintă. Petrișor Petrescu, gol! 5-4! Hermannstadt este din nou în față. Următorul penalti ar putea fi decisiv. Cine vine să execute? Zamfir, cred că este. Într-adevăr, Zamfir, dacă ratează, o ajută pe Hermannstadt să meargă în sferturi. Zamfir, bate Zamfir și gol! Execuție în forță, Muțiu ghicise colțul, dar execuția lui Zamfir a fost imparabilă. Din nou egalitate. Și acum una cu una, cine ratează se curăță. Minosota, japonezul Minosota pentru Hermannstadt, următorul executant, față în față cu portarul Șerban. Minosota, șutul lui Sota și apără Șerban, al treilea penalti, apărat de Florin Șerban, incredibil, următorul executant al lui Filiaș poate duce echipa lui Mario Găman în sferturile de finală ale Cupei României. Ce moment, doamnelor și domnilor, este egalitate, 3-3 la penaltiuri, Filiaș cu Hermannstadt. Incredibil, Minosota a ratat, cine execută? Execută Alin Șerban cu numărul 11, el are calificarea în vârful bocancului, calificarea în sferturi, moment de maxim presiune și gol! Filiașul este în sferturile Cupei României, una dintre cele mai mari surprize ale acestei competiții din ultimii ani. Filiaș, echipă de pe locul 9 din 10 echipe în seria 6 din Liga a 3-a, reușește să elimine Hermannstadt, finalista Cupei din 2018. Povestea frumoasă a celor de la Filiaș continuă în Cupa României. Au eliminat pe rând Viitorul Pandurii Târgu Jiu, echipă de Liga a 2-a, apoi au trecut de UTA, echipa de pe locul 6 din Liga 1-i, iar astăzi Filiașul scrie o nouă filă de istorie. Incredibilă echipă din Filiaș reușește să se califice în sferturile de finală ale Cupei României. Revedem ultima execuție, ultimul penalti transformat de Alin Șerban și Filiașul elimină Hermannstadt la capătul unui adevărat thriller. Hermannstadt a condus cu 1-0 și 2-1. De fiecare dată însă Filiașul a reușit să se egaleze. Rogoveanu și Crețu în minutul 118. Crețu a marcat golul de 2-2. Partida a mers la penaltiuri și Mario Găman reușește o nouă minune alături de această echipă surprinzătoare a Filiașului. Așadar, Filiaș merge în sferturile de finală ale Cupei României alături de FC Voluntari, formație calificată la masa verde.